Mi-a plăcut că i-a mai ridicat moralul întâi lui Andreea. Era și ea un pic zâmbitoare. Când a intrat, chiar era tristă. Mare curaj au avut părinții. Mare curaj au avut. Păi ce să-i facă părinții? Ce să-i facă? Că decizia aia aparține ei, care 18 ani. Dacă era minoră la mine, în casă nu avea ce căuta. Ce înseamnă de bandare totală, zău? Nu, nu, mai cunoscut, vorbesc cu ea că vorbesc. Cu pasul l-ai făcut să mă dea. Relații de 2, 3, 4 ani. Ce e aia, mă, frate? Nu te-ai săturat unul de altul, tu gata. Ceau. Ce e? V-am zis, 3 ani a fost. Și după 3 ani jumate s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A zis că vrea să cunoască și alți băieți. Că i-a zis, mami, că ce înseamnă asta? Ea a pus ochii doar pe el și nu își dă seama că mai sunt și alți băieți. Era grăsuț, Cătălin. Păi a slăbit într-o lună de zile și s-a luat de fumat. Fuma 2 pachete de țigări pe zi. El nu e băiatul care să arate tot, dar în sufletul lui avea multe și multe care mi le spunea mie, mami, strâng bani, fac, drag. Eu nu vreau, vreau să o cer așa, într-un stil de ăsta frumos, cu dus undeva departe, și avea planuri frumoase și mari. Și să ți le spulbere așa odată, să zică... Ceva s-a întâmplat. Da. Ea a zis nu. Nu știm noi. A zis nu pentru că ea își mințea părinții. Nu spunea întotdeauna... Spre exemplu, Cătălina a lucrat și la restaurante mai proaste, a fost și agent de pază când n-a găsit, a lucrat câteva luni. E, dar ea nu le-a spus părinților, uite, mami, tati, Cătălin lucrează, e agent de pază în București. Deci nu a spus, a spus că lucrează Cătălin la un restaurant renumit în București. Niște treburi de astea. Poate asta vreau să audă părinții. Păi asta zic, asta zic. Nu spunea nici părinților că vine la noi. Și părinții a sunat-o că era undeva la cumpărături și ea le spusese că e în oraș, nu la noi. Și au vrut să o ia. Ea e mereu ascuns. Așa, dacă avea tupeu și spunea și era adevărat, îi spunea, mamă, sunt la Cătălin, nu pot să ajung. Ajung mai târziu. Și a putut să stea ascuns în față de părinți 3 ani? Păi, deci, știau părinții că vorbește, dar ascundeam. Nu că au, trebuie. Că vor un gând de viață. N-avea plan de casă, când umble așa cu minciuni, căsucite, cămbătite. Domnule, spui adevărul și asta e. De multe ori mi-e teamă de ce va zice părinții. Corect. Ceea ce alege o să-l las, n-am nimic împotrivă, că și dacă ar fi bine sau rău, să dă el cu capul de pereți. Dar nu pot să-i frâng voia, nu, că nu-mi place, că are nu știu ce sau că are nu știu cum, niciodată. Niciodată, dacă el crede că aia e potrivită, n-am să-i zic.